Salutare, dragi prieteni! Vă salut din cadrul ansamblului rezidențial Vulcan Residence, unde dezvoltatorul Nepi Rock Castle s-a gândit și cum o să se simtă locatarii ulterior după ce achiziționează apartamentele, fiindcă în fiecare apartament s-au montat câte o soluție de ventilație cu recuperare de căldură, și anume sistemele de ventilare cu recuperare de căldură de la Prana. Este un ansamblu rezidențial în zona semicentrală a Bucureștiului cu peste 250 de apartamente și este un ansamblu rezidențial eficient din punct de vedere energetic. Hai să mergem într-un apartament să vedem cum arată. Ok, suntem aici în scara B și urmează să mergem la etajul 1 să vedem camera monstră, să vedem cum arată un sistem de ventilare cu recuperare de căldură montat în apartament. După cum vedeți, apartamentul arată superb și materialele care au fost alese pentru construcția acestui ansamblu rezidențial sunt unele de calitate și apartamentele în sine sunt niște apartamente foarte eficiente din punct de vedere energetic. Dar ce se întâmplă în momentul în care ne construim niște case foarte bine izolate și etanșate, cu geamuri tripan, cu izolații interioare, exterioare? Ce se întâmplă este că casa se transformă într-un borcan din care nu intră și nu iese nimica. De ce este nevoie de o soluție de ventilare, adică un aport de aer proaspăt care să intre în încăpere și aerul viciat să poată să iasă din încăpere în același timp. Și avem aici acest sistem de ventilare cu recuperare de căldură și anume Prana 200C, care are un debit maxim de 140 de metri cubi pe oră, dar în mod normal el o să funcționeze permanent într-o viteză în care să nu facă zgomot, cum ar fi viteza 3 sau eventual viteza 4. Practic, acest sistem de ventilare este ca și cum ai avea un geam deschis, dar fără să-ți intre praful și mizeria de afară, fără să-ți intre zgomot din exterior, ci doar să-ți intre aerul proaspăt filtrat în încăpere și în același timp să se extragă aerul viciat, în așa fel încât în încăperile în care ne petrecem timpul să avem un aer proaspăt și curat permanent. Și pe lângă aceasta, pe timp de iarnă, cea mai mare parte a căldurii o să se recupereze prin recuperatorul de căldură din cupru și să se întoarcă înapoi în încăpere, iar pe timp de vară, răcoarea care se produce de către aerul condiționat o să răcorească aerul care vine de afară în încăpere și în felul ăsta nu o să vă intre aerul de 40 de grade de afară, ci o să vă intre un aer răcorit datorită faptului că aerul care este viciat și extras afară o să îl răcorească pe ăla care vine prin recuperatorul de căldură din cupru. Ce este important de specificat este că conform normativelor actuale, dezvoltatorii imobiliari ar trebui să monteze în fiecare clădire, construcție nouă, câte un sistem de ventilare descentralizat sau centralizat pentru a crește eficiența energetică a clădirilor pe care le construiesc, fiindcă toate aceste clădiri se construiesc foarte bine etanșate și izolate și dacă nu există o soluție de reîmprospătare a aerului, o să scadă foarte mult nivelul de confort a locatarilor care o să urmeze să locuiască acolo. Și asta mă bucură foarte mult, faptul că Nepi Rock Castle nu doar că vrea să vândă niște apartamente, ci s-a gândit și cum o să se simtă acești locatari și ulterior, după ce achiziționează acest apartament și în momentul în care o să stea aici în sufragerie, o să aibă aer proaspăt permanent în încăperea asta și o să reîmprospăteze aerul aici și o să se simtă mai confortabil această familie care o să locuiască în acest apartament. Și nu doar în acest apartament, ci în toate apartamentele din ansamblul rezidențial Vulcan Residence. Un alt aspect important pentru dezvoltator este că aceste sisteme de ventilare cu recuperare de căldură ce fac este să elimine excesul de umiditate și mirosurile neplăcute din încăpere. Și în felul ăsta creăm o atmosferă mai plăcută pentru viitorii locatari care urmează să se mute în acest apartament, fiindcă toate substanțele formaldehide, mirosurile de vopseluri dintr-un apartament nou o să se elimine în apartament și dacă există această soluție de ventilare, se reîmprospătează permanent aerul, se elimină excesul de umiditate care poate să vină din uscarea plăcii sau din uscarea gletului, a tencuielii, care nu a reușit să se usuce în procesul de construcție a apartamentului, tot acest exces de umiditate o să fie eliminat de către sistemul de ventilare cu recuperare de căldură și în felul ăsta avem un client mulțumit, un client care se simte mai confortabil în apartamentul lui și are aer proaspăt și curat pentru el și pentru familia lui. Există această obiecție din partea dezvoltatorului, precum că nu se vede estetic foarte bine pe exterior grila aia, dar există mai multe soluții, există și grile metalice, există, uitați aici, soluția prin care se maschează în balcon
grilele în așa fel încât să arate din punct de vedere estetic exterior foarte bine, dar hai să facem comparația cu unitatea exterioară de la aerocondiționat, pe care îl folosim maxim 30-60 de zile pe an, pe când un sistem de ventilare cu recuperare de căldură este un echipament care o să funcționeze 365 de zile pe an, adică non-stop o să vă aducă aer proaspăt, oxigen pe care o să-l inspirați și o să vă elimine dioxidul de carbon și substanțele formaldehide și mirosurile și excesul de umiditate din încăpere. Deci, practic, pe lângă frigider și poate Wi-Fi-ul din casă, este unicul echipament care o să funcționeze 365 de zile pe an, de care o să aveți nevoie. Vreau să vă specific că acest sistem de ventilare are telecomandă, are și o aplicație de telefon cu ajutorul căreia puteți să controlați vitezele echipamentului, are posibilitatea să creștem, să scădem viteza, să schimbăm pe display data sau ora, deci putem să-l folosim pe poziție de ceas, în așa fel încât să știm în orice moment cât este ora, iar recuperatorul o să vă aducă permanent aer proaspăt și curat în încăperea în care funcționează. Ce vreau să vă mai specific este că înainte să pornim acest sistem de ventilare, trebuie să ne asigurăm că este scos în afară în așa fel încât să existe grila prin care se evacuează aerul din încăpere. Și, de asemenea, e important de specificat faptul că odată la jumătate de an este nevoie de o curățare a echipamentului, în așa fel încât să se elimine mizera și praful care o să se depună pe filtrele și pe plasele recuperatorului, în așa fel încât să fie un echipament care să fie eficient și să vă aducă permanent aer proaspăt în încăperea în care funcționează. Așa că, dacă doriți, puteți să vă punem la dispoziție un video prin care se vedeți cum se face mentenanța pentru un asemenea sistem de ventilare sau dacă nu doriți, atunci puteți să apelați cu încredere la Ecovent și o să vină un specialist care să vă facă mentenanța acestui sistem de ventilare odată la jumătate de an. Așa că dacă sunteți cumva în căutarea unui apartament studio, două camere, trei camere, patru camere sau duplex, într-o zonă semicentrală, un apartament care să fie dezvoltat de către un dezvoltator cu renume, și anume Napier Rock Castle, care este cel mai mare dezvoltator din Europa Centrală și de Est. Și asta ce înseamnă este că calitatea construcției este una responsabilă și mai mult decât atât, după cum vedem, acest dezvoltator s-a gândit și la confortul viitorilor locatari care urmează să se mute aici, atunci vă recomand cu căldură să veniți să vizitați și Vulcan Residence și s-ar putea să vă placă. Cam atâta pentru astăzi și dacă ești cumva dezvoltator și construiești case sau ansambluri rezidențiale, te invit să intri pe linkul de mai jos și o să găsești acolo două contacte a colegilor mei care sunt responsabili de proiecte și care pot să-ți facă orice soluție de ventilație, centralizată sau descentralizată, cu proiect, cu tot, în așa fel încât să poți să alegi cea mai bună soluție pentru tine și pentru viitorii locatari care urmează să se mute în viitoarele ansamble rezidențiale, fiindcă există normativele europene care cumva constrâng ca și următoarele ansamble rezidențiale să aibă aceste soluții de ventilație cu recuperare de căldură și Ecovent cu asta se ocupă. Oferă soluții de îmbunătățire a calității aerului în încăperi. Îți mulțumesc pentru atenție și până data viitoare nu uita, aerisește-ți permanent locuința și ai grijă de calitatea aerului din casa ta.